are nivel 98 și 71%. Mai avem 35 de minute din petul de 7 zile. Mai avem încă 7 minute din atacul automat și din inelul XP pe 7 zile mai avem 7 minute. Bun, trebuie să intrăm pe item shop. Să mai cumpărăm o dată tot ce am cumpărat până acum. Ne-ar trebui în prima fază să luăm Leonidasul din nou. 55 de MD-uri. Un atac automat. Un atac automat de 7 zile. Un inel XP tot pe 7 zile. Inel XP pe 7 zile. Leonidas avem. De-l avem. Ne-ar mai trebui următoarea zi o piatră apărare element. O să mai luăm și una din asta. O să luăm Leonidasul de aici din depozit. Ăsta lăsăm să expire. Aici îl punem pe fainul ăsta alt. Și ne gândim încă dacă luăm un set de costume sau nu. O să mai luăm piatră apărare element. În 7 zile eu zic că facem nivel 105. Avem 97 de prăjituri, avem inele XP până-i lume, mai avem energie, licori mov, licori violet, critici pătrunderi, medalie eroi tineri. Nu cred că o să mai iau, doar dacă găsesc ceva ieftin. Pentru că am spart o grămadă de bani și ieri și n-am luat nicio medalie. Mâine avem event pescuit Jigsaw. S-ar putea să avem mâine ceva noroc. Dacă am și găsi medalii la ofertă, adică cufere la ofertă, mă uit acum pe piață, un cufăr S, un cufăr M-i 12KK. E destul de decent, hai să deschidem câteva. Bun, merg direct la OR să-mi dau și niște bănuți, că nu mai avem cash deloc. Și cine știe, poate avem noroc de o medalie și atunci am putea lăsa super lejer contul să bată în fermecată toată seara. Și mâine am avea cel mai probabil, hai să dăm 3 oni aici așa, am avea cel mai probabil nivel 100 asigurat. Atac automat pe 7 zile, inelul pe 7 zile, birou de schimb, One and Young 3-1. Hai să schimbăm și să vedem. Poate avem noroc de data asta. Am niște elixire roșii. Trebuie să le folosesc și pe acestea. Uite, auriu la 18KK. O medalie eroi am nevoie. O medalie eroi 11,8. Marmurul de maimuță. Licoare atacului. Medalie dragon. Hai să luăm și eluri. Critici pătrunderi artificii, carte comandant, nu mai am loc. Critici 500K, inel XP, asta e destul de bun, Baba Zen, 500K. Hai să mai iau niște cufere, așa să fie, și să mă duc să le deschid aici, să vând astea. Asta trebuie vândut, asta trebuie vândut. Inel XP, lovitură critică, cal negru, cerc de artificii, nu vrea, mă. Nu vrea, parcă știe că e event cu XP și nu vrea să dea mantie, lovitură critică. Nu vrea nici de cum să dea din ăsta. Asta l-am vândut, da? Bun, l-am tăpălat pe 3 zile să nu mă fi trezit cu vreo surpriză. 1,5 ani deja. O de maimuță. Hai. E șarfă. O de maimuță medalie. Medalie eroi. În sfârșit, mă. În sfârșit, mai avem 43 de minute aici. O zi și 5 ore aici. Bun, deci în seara asta am avea nivel 100 asigurat. Hai să dau astea de mâncare la pet. Ăștia doi, bun. Asta o punem pe noi. Asta îl băgăm în depozit. Bun, s-a luat din 2 ani medalia de data asta. Mergem, luăm XP-ul de la Uriel și îl ducem
tot așa să bată super, super bine în pădurea fermecată. Văd că am două NLX pe aici. O să-i mai las încă 10 inele aici în caz de ceva sau... Hai să-i las doar vreo 5, că o să pun medalia eroilor. O să punem medalia pe el. Așa, critici pătrunderi, licori verzi avem. O să ne ajungă ăstea până mâine dimineață, cel puțin. Cel puțin până dimineață, eu zic că ne ajung. Mergem la XP-ul de la Uriel. Rapid, rapid, rapid. XP-ul de la Uriel ne mai dă încă 50% XP și am avea 358. Concursul Obstacle, concursul OX, am nevoie puterea înțelepciunii. 50% pentru 3 ore. 50% pentru 3 ore, licorile roșii ne ajung. Bă, mai trebuie să-mi dau niște elixire de pe schimb, să mi-am dau două elixire, că în seara asta o să lăsăm să bată super, super solo. Nu o să îl grijim deloc. Trebuie să-l vedem elixirele. Oare le-am dat? Nu mai știu dacă le-am dat, două secunde să mai verificăm pe un mic cont. Așa. Așa să văd oare pe ăstea le-am. Pe ăsta le-aș avea sau dincolo? Oare pe ăsta? Am făcut și combo, două puncte am pus pe combo, mai bate cu combo din când în când. Foldamă, nu cred că le mai am elixirele roșii. Se pare că avem doar, de fapt avem 3 elixire M. Sper să ne ajungă astea. Trebuie, sincer, să ne ajungă elixirele astea. Seara asta o să le punem undeva pe la început, în pădurea fermecată. Plus că avem și medalia asta eroi. O să o folosim la maxim. Aici era, mă? Aici aveam un, uite-l. Așa. Bun. Avem 4 elixire. Avem 4 elixire. Încet, încet, dacă facem astăzi nivel 100, să facem 99 plus nivelul 100 astăzi, în 7 zile eu zic că 100, asta trebuie să facem 105. Așa în ritmul lui în care bate Ninja Lău. Ne-am mai echipat Jad. Am făcut un Jad pe videoclip sau pe live, mai bine zis. Și trebuie să-l vindem ăla. Să luăm un Jad probabil cu dublu PV dacă ar fi să echipăm pe Ninja. Da, până le echipăm noi, dacă bate așa bine fermecată, ne folosim de el așa cum e. Bun, hai să mergem să căutăm copacul rapid, rapid, rapid. Și îl lăsăm să bată din nou în fermecată. Astăzi am avut o mică tentativă de live, am făcut doar vreo 2 ore live. Tot se lua curentul, nu știu ce naiba. Tot pica curentul și n-am putut ține live-ul așa mult cum mi-aș fi dorit. Dar nu-i bai, ne revanșăm zilele acestea. Nu știu când o să apară videoclipul ăsta. Ori în 23, ori în 24. Trebuie să vedem. Și practic are Ninja Lău-ul 7 zile de viață, dacă nu mă înșel. 7 zile de când l-am creat și are nivel 98, aproape 99, în condițiile în care 24 de ore Ninja Lău nu a bătut, pentru că nu am avut timp să stă și Ninja Lău nu a bătut 24 de ore. Probabil dacă bătea avea deja nivel 99, poate chiar 100. Dacă îl lăsam să bată așa în ritmul lui timp de 7 zile. Deci cam asta cred că ar fi media. 7 zile pentru nivel 99, salutare. Poate chiar pentru nivel 100. Deci aș 5 văd că nu e, pe QV 6. Cred că avem 75% XP astăzi, dacă nu mă înșel. Trebuie să verificăm și să ne uităm un pic. Bun, GA 6, nu-i copacul nici aici. Cam asta e strategia mea la căutarea copacului, să intru și în pădurea fermecată. Mergem în fiecare loc și schimbăm ceașul de la 1 la 6 și după aia de la 6 la 1. Mi se pare cel mai worth.
cel mai simplu, uite pe CH5. Bun. Hai să vedem. CH5. Unde-i copacul? Hai pe Q6. Pe 4, pardon. Q4, rapid, 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 rapid. Uite-l, l-am găsit destul de repede, cum ziceam. Trebuie să ne băgăm în perete, să nu ne arunce și să îi dăm cu combo. Critici pătrunderi. Îi băgăm, îi dăm tare. Sper să mai bași câte o licoare. De full-uri nu cred că așa avea nevoie. Da, merge fără full-uri. Bun, intrăm în pădurea fermecată și îl punem înapoi să bată. Aproape nivel 100. Cred că următorul video o să vină când avem în nivel 105 pe Ninja Low, cam tot așa din 5 în 5 levele am făcut. Numai că videoclipul ăsta a fost un pic mai special pentru că au trecut exact 7 zile de când l-am creat contul și au crescut cam binișor, zic eu, cam binișor pe aici. O să lăsăm aici la început, o să-i bag tot, criticile, pătrunderile le are, îi băgăm și niște licori verzi, îi pun și licori roșii aici, o energie de 5, îi dăm un save și îi dăm un start, petul să nu-l uităm, așa, ce m-a scăzut, până se încarcă mai durează un pic, 328% XP și are 102 vânt, da? 102 vânt cu 90, adică cu 321 XP. Bun, boys, ne vedem la următorul video cu Ninja Low când are nivel 105 cel mai probabil. Până atunci îi dăm talpă la crescut, poate mai facem și un efect ca streaming, să vedem dacă nu mai picară curentul. Eu am fost Garu și ne vedem la următoarele videoclipuri pe canal și live-uri totodată. V-am pupat, pa, pa!